candidați practic pentru un nou mandat, cu ce platformă veți veni, să zicem, ce planuri aveți pentru filială și ce veți face diferit față de ce a fost până acum, poate? Candidez da. pentru prima dată la șefia PNL București, dar, într-adevăr, vin după o perioadă scurtă, dar foarte intensă, de aproape 10 luni de zile, în care am fost președinte interimar. După alegerile locale, atunci când domnul Cătălin Predoiu și-a depus demisia în urma rezultatului la alegerile privind primăria generală, a existat o perioadă de reflexie, iar la câteva săptămâni sau mai bine de o lună și jumătate, cei doi copreșinți la acea vreme, doamna Gorghiu, domnul Blaga, mi-au propus să preiau organizația București Interimar până după alegerile parlamentare. Am acceptat acest lucru în primul rând pentru că deja în cursul anului 2015 și până în luna februarie 2016 am fost foarte activ în București, având intenția la acea perioadă să candidez pentru primăria capitalei. Am pornit împreună cu colegii de la unele sectoare câteva proiecte București Sănătos, o serie de dezbateri publice despre problemele Bucureștiului de asemenea câteva acțiuni care vizau uh, soluții ale Partidului Național Liberal după șapte ani de administrație PSD, de stânga uh, foarte contestată și cu multe motive incorrectă uh, a domnului Sorin Oprescu. Uh, am acceptat de asemenea și pentru că am înțeles că, deși PNL venise după un rezultat foarte slab și că era destul de dificil în șase luni de zile, mai puțin de șase luni între vara anului 2016 și luna noiembrie să se facă niște schimbări radicale. Totuși, era nevoie de o anumită energie și o anumită activitate intensă la PNL București. Rezultatele parlamentare n-au fost un succes, așa cum la nivel național rezultatele n-au fost un succes. E adevărat că în București am obținut 15.000 de voturi în plus față de locale. În condițiile în care în toată țara am scăzut dramatic, chiar în fiefuri importante din Transilvania sau din Moldova, scăderea a fost neașteptată. Totuși, nu putem să spunem că a fost un lucru cu care să ne putem lăuda, pentru că, deși a fost una din singurele două organizații, Sibiu a fost organizația care, a mai crescut, dar care a obținut ținut totuși un rezultat foarte bun și ca dovadă recompensă a fost că doamna Raluca Turcan a fost propusă și susținută ca președinte interimar al partidului. Totuși s-a făcut o campanie bună, s-a muncit foarte mult, am venit în fața electoratului cu o listă decentă, la Senat cu oameni noi, la Camera Deputaților cu oameni cu experiență dar care nu aveau niciun fel de problemă de imagine, din potrivă. Erau oameni care dovediseră că au avut o bună activitate în Parlamentul României sau acolo unde au avut diverse însărcinări. Și, deși rezultatul ne-a dezamăgit, cred că soluția este să strângem rândurile, să-i selectăm pe cei mai activi și mai meritoși dintre cei care au acționat la nivelul sectoarelor și să mobilizăm toate forțele pentru a lupta cu administrația PSD de la Primăria Capitalei, de la cele șase sectoare și pentru a pregăti cât mai bine alegerile din 2019 și 2020. Cu ce echipă veți merge? Aveți în minte și o listă, să zicem, de vicepreședinți da. prin vicepreședinți? Mâine o să o prezint și public, dar o pot face în avantpremieră la dumneavoastră astăzi. Pentru funcție... Pentru cele cinci funcții care se vor alege mâine, în afară de funcția de președinte, recomandarea mea către colegii va fi următoarea. Vom avea doi prim-vicepreședinți. Uh, unul dintre candidații pe care îl susțin este Dan Cristian Popescu, care a candidat la primăria sectorului 2 și care este viceprimar la sectorul 2. Este de altfel și singurul reprezentant într-o administrație dominată de PSD și alte, din păcate, o administrație de stânga în București. Cea de-a doua funcție de prim vicepreședinte, recomandarea va fi către Marius Vintilă. El este unul dintre candidații care au muncit în campania de parlamentare. Nu a fost pe un loc care să-i permită intrarea în Parlament și datorită rezultatului deloc bun. În schimb, în perioada campaniei electorale și înainte, a dovedit că este un om muncitor, un om serios, a mers în câteva emisiuni televizate și sunt convins că va continua să crească și să fie un politician de viitor. Pentru cele două funcții de vicepreședinte, îi am în minte și îi voi recomanda pe Ciprian Ciucu, care este purtătorul de cuvânt al consilierilor generali din Primăria Capitalei și care vine din mediul non-guvernamental și este vocea cea mai activă în Consiliul General împotriva administrației PSD. Cea a doua funcție va merge către o doamnă, către doamna Mirela Zivari și ei, dumnea ei vine din afara mediului politic, dar a candidat pe lista de senat, tot pe un loc care nu i-a permis intrarea în parlament, dar care poate aduce nu numai prospețimea cuiva care n-a fost foarte mult contaminat de viața politică, dar și o perspectivă profesională foarte bună, fiind unul dintre psihologii recunoscuți în București și chiar la nivel național. Iar pentru funcția de secretar general am primit o propunere din partea PNL Sector 1, un tânăr care nu a fost foarte cunoscut și funcția este una mai tehnică, ca să zic așa, și mai de organizare. Este vorba de Hazem Kansu, el este consilier general și se va ocupa și mă va ajuta în organizarea partidului, pentru că sigur în București 90% înseamnă mesaj public, înseamnă imagine publică, mai ales la nivel național, poate mai puțin la nivelul structurii de București, pentru că e un electorat foarte informat, care și informațiile din presa națională nu avem o presă pe București. Dar acei 10% care înseamnă o bună organizare, secții de votare, oameni în toate cartierele, acțiuni, pot la un moment dat să facă o diferență într-o luptă foarte strânsă cu partidul social democrat, așa cum vă văd și cum sper să fie și la alegerile prezidențiale unde trebuie ca PNL să câștige, nu doar în București, în toată România, pentru a anul să România pe mâna PSD în totalitate, și la alegerile locale din 2020. Iar la sectoare La sectoare președinții sunt uh, membrii de drept în conducerea în biroul politic pe București. Acolo eu uh, nu am avut și nu pot să am nicio influență pentru că au fost alegeri în fiecare sector. Astăzi se încheie ciclul de alegeri cu sectorul 5. La sectorul 1 a fost ales uh, avocatul Victor Picu, la sectorul 2 și-a reconfirmat uh, doamna Anca Boagiu, la sectorul 3 uh, Florin Alexe și-a reconfirmat uh, mandatul uh, aproape în unanimitate, la sectorul 4 uh, domnul Carp nu a mai candidat și cel care a fost ales uh, a fost Răzvan Sava, a fost un primar interimar al Bucureștiului și care este liderul consilierilor noștri din Consiliul Sectorului 4 și care... E singura voce care face opoziție primarului PSD din sectorul 4. Iar la sectorul 6, într-o luptă foarte, foarte strânsă și cu foarte multe emoții pentru cei doi candidați, a candidat domnul Piepte, a fost deputat și fost viceprimar al capitalei, cu doamna Alina Marin, care a fost secretarul general al organizației. Scorul a fost 138 la 133 pentru domnul Piepte, așa încât dumnealui este cel care va reprezenta sectorul 6 în conducerea pe București. Uh, au existat lupte, adică au fost și contracandidați la acești da. președinți. În afară de uh, sectorul 6 mi-a spus, dar în, în toate sectoarele au fost contracandidați uh, 2 maxim 3. În general, însă, exceptând această situație foarte strânsă de la sectorul 6, cei care au fost aleși au avut o majoritate destul de confortabilă. Uh, presa a avut oarecare privire atentă și critică pe ceea ce s-a întâmplat la sectorul 2, pentru că au fost mici subiecte de presă acolo legate de organizarea alegerilor, uh, mai ales că era cumva o uh, competiție între fostul PDL și fostul PNL, dar în final lucrurile au fost foarte clare, doamna Boagiu a fost uh, realeasă, uh, are o echipă din care fac parte domnul Viorel Cataramă ca prim vicepreședinte și Dan Cristian Popescu, care, așa cum vă spuneam, cred că va fi ales și prim vicepreședinte la nivel de București. Așa încât, și acolo s-a format un echilibru, și o echipă care poate merge înainte cu mult succes pentru perioada următoare. A, să revenim puțin la rezultatul de la alegeri. Ați spus și dumneavoastră că nu a fost tocmai un rezultat bun, a fost cam 12% la București, al doilea pe țară, cred, la cel mai prost după Buzău, a, având în vedere că dumneavoastră conduceați filiala atunci, a, interimar, într-adevăr. Uh, și că s-a pus problema mai mulți lideri imediat după ce și doamna Gorgiu și-a dat demisia, ca liderii care au scos sub media națională să renunțe. Uh, întrebarea ar fi de ce ați decis să rămâneți? Nu ați fost singurul lider de organizație care a decis să rămâneți, dar pe dumneavoastră v-aș întreba de ce ați decis să rămâneți, totuși, să nu faceți pasul în spate. Cred că ar fi fost extrem de incorrect ca rezultatul de la parlamentarea de la București să fie pus ca și cum ar fost o responsabilitate a mea totală. Sigur că nu sunt deloc mulțumit și sigur că e o chestiune care mă doare ca și lider politic că PNL a obținut un astfel de rezultat. Cred însă că lucrurile sunt mai complexe la București, așa cum am spus-o tare și răspicat, că nici rezultatul de la locale nu poate fi pus exclusiv în cărca lui Cătălin Predoiu, care a fost președinte al organizației și candidat la cea mai reprezentativă funcție, care este cea de primar general. În ceea ce privește Bucureștiul, voi face mâine o analiză foarte cinstită și foarte deschisă, chiar dacă va fi o analiză nu doar pentru membrii, ci și în prezența presei. Pot să vă spun astăzi că, în opinia mea, lucrurile au început să devină complicate odată cu acel șir nefericit de candidaturi la primăria Capitalei. Nu candidaturile au fost nefericite, ci șirul și faptul că a trebuit să avem patru candidați într-un timp extrem de scurt a fost unul care nu ne-a ajutat deloc. În momentul în care am pornit în vara anului 2015 pre-campania, sigur că știam că într-un tur de scrutin, așa cum din păcate impusese Partidul Social-Democrat, și cu o competiție care a început să se devină serioasă din partea Uniunii Salvați Bucureștiul, care venea ca organizație civică pe zona aceasta de electorat dezamăgită de clasa politică în general, șansele ca PNL-ul să obțină primăria capitalei nu erau foarte mari. Dar, totuși, am spus că printr-o bună campanie, printr-o bună mobilizare și printr, -o, printr un mesaj corect centrat pe problemele Bucureștiului și nu pe povești de a dormit copii, așa cum a făcut-o PSD-ul, doamna Firea, și cum continuă să o facă, există șansa de a recupera cele 10% pe care sondajele de opinie le arătau că ar fi diferența între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. În februarie s-a făcut un sondaj și conducerea centrală a Partidului, împreună cu mine, am analizat și s-a ajuns la concluzia. Mi s-a spus că, deși am avut 8 luni de activități intense, încă se păstrează acea diferență de 10% între doamna Firea, deja candidat prezuntiv la acel moment, și uh, toți cei care puteau să emită pretenții era numele PNL. Uh, sigur că eu eram cumva pe primul loc, dar la diferența aceasta de 10-12%, foarte aproape, aproape la egalitate era Ludovic Orban, nu foarte departe era Cătălin Predoiu. Și s-a considerat că poate acest gen de mesaj mai degrabă tehnocrat, mai degrabă centrat pe soluții la problemele Bucureștiului, nu va avea șanse să schimbe această diferență. Și că poate un personaj, un, o personalitate politică cum este Ludovic Orban, care să fie mai cunoscută și poate mai coroziv așa în mesajul politic și mai puțin tehnocrat, ar fi avut șanse mai multe. De asemenea, a mai fost un factor care m-a determinat să... Accept această analiză și să-i predau ștafeta lui Ludovic Orban. Faptul că, deși fusese votat în unanimitate de Organizația PNL București, de la nivelul conducerii centrale, mesajele publice au fost destul de neclare în ceea ce privește candidatura mea. Și Conduce aceste mesaje. Publică, Alina Gorgiu și Vasile Blaga? Sau în sau primul Lirea? rând, de secretarul general. Sigur că n-am ce să le reproșesc celor doi copreședinți decât că poate ar fi trebuit să tranșeze mult mai clar și mai Secretarul general era Era domnul Bolojan. mult mai clar și mult mai neechivoc faptul că se merge înainte cu această candidatura. Toți acești factori au dus la concluzia pe care am explicat-o la acel moment, chiar a fost un moment de predare a ștafetei în care am zis că poate Ludovic Orban are șanse mai bune să obțină un rezultat mai bun. După aceea, sigur, au urmat niște întâmplări care au ținut unele și de deciziile PNL, candidatura nu foarte inspirată a domnului Marian Munteanu, independentă de PNL, cum a fost episodul în care a fost implicat Ludovic Orban, și care acum, cel puțin în primă instanță, s-a dovedit a fi că n-ar fi încălcat legea și că nu ar fi fost nicio problemă legată de legalitate. Și, în final, sigur, pe ultima 100 de metri a venit candidatura lui Cătălin Predoiu. Am fost lângă el în campania electorală, vă aduceți bine aminte. Din păcate era foarte târziu ca să mai schimbăm ceva din percepția că Partidul Național Liberal nu ia în serios această bătălie pe București. Și rezultatul a fost acela pe care îl știm, de 12%. Am crezut și am sperat că, deși nu puteam ajunge la media națională, pentru că era imposibil cu un USB care devenise foarte relevant și avea vânt în pupă, care se transformase într-o mișcare națională, Nu aveam cum să ajungem la nivelul unor județe care nu aveau această competiție. Am sperat totuși că rezultatul la parlamentare va fi unul total diferit. Media națională a fost 20, putea fi aproape de media națională, n-a fost foarte aproape. Am făcut o analiză cu colegii. Eu eram oricum numit interimar de conducerea centrală. Dacă Biroul Politic Național voia să facă o schimbare la București, n-aș fi avut cu adevărat nicio problemă. Aș fi venit astăzi să candidez nu trebuia să candidez de pe platforma de președinte interimar. Decizia care s-a luat după demisia a doamnei Gorgiu și a domnului Ilie Bolojan a fost aceea că oricum intrăm în proces de alegeri interne și că nu e cazul să creăm și mai multă destabilizare la nivelul organizațiilor locale. Ați menționat demisiile doamnei Gorgiu și domnului Ilie Bolojan. Destul de recent, din câte știu eu, doamna Gorgiu s-a și referit la chestiunea asta într-un fel de reproș. Ar fi spus că numai dumne ei și domnul Bolojan și-ar fi asumat eșecul de la parlamentare. Um, acum, dumneavoastră ați explicat puțin înainte că s-a decis să rămână oamenii în funcții, tocmai pentru că urmează să, să fie alegeri. Pe de altă parte, Mulți dintre liderii de atunci, care au scos o medie, să spunem, mai slabă, candidează în continuare. Adică, cum nu credeți că afectează cumva la nivel de imagine nu. partidul? Eu cred că este profund greșit să punem rezultatele de la legile parlamentare exclusiv în seama liderilor de filială. Este profund greșit. A existat o discuție foarte contundentă și tensiunată în biroul politic legată de evaluarea alegerilor no. și vă spun sincer că nu s-a ajuns la o concluzie pentru că e foarte complicat să ajungă la o concluzie. Sunt câteva județe în sud și chiar în Moldova care în mod tradițional nu au putut, datorită structurii electoratului și datorită faptului că nu avem aleși locali, să obțină niște rezultate extraordinare. E o realitate și sigur că la un moment dat putem găsi mereu vinovații de serviciu și să fie schimbați în permanență aceiași lideri din aceleași județe, dar nu cred că aceasta este o abordare corectă sau profesionistă. Corect este să te uiți la filiale în evoluție. Or, aproape în toată țara se putea face mai mult din punct de vedere organizatoric. Dar, încă o dată, sunt zone în care avem primari de mari municipii, președinți de consilii județene, în care diferența de uh, voturi și de rezultat între alegerile locale și alegerile parlamentare a fost foarte mare. Scăderea a fost foarte mare. Și există filiale în sud în care, într-adevăr, rezultatele nu sunt atât de bune, dar în care scăderea a fost mult mai mică sau aproape deloc, atât la procente cât și la număr de voturi. Dacă vrei să faci o analiză cu adevărat corectă, trebuie să faci o analiză personalizată. Acest gen de decimare, ca să zic, să folosesc termenul roman, în care după ce pierdeau o bătălie, îi așezau pe soldații în șir și al zecelea era ucis, ca exemplu, fie că luptase cu mult eroism sau că nu făcuse nimic în acea bătălie să decapitez mereu ultimele 10 filiale, cred că este o, o abordare extrem de greșită de și niciun cum domnul Blaga într-un cum de altfel consiliu nu mi poate Ar că fusese o propunere. Este un gen de abordare care nici nu încurajează performanța și nici nu face ca anumite filiale care din condiții obiective nu pot ajunge pe primele locuri să poată să aibă o stabilitate. Eu cred că Trebuie văzută și trebuie, ar fi trebuit o analiză foarte personalizată. De unde s-a plecat, ce s-a greșit la locale, ce s-a greșit la parlamentare. Asta dacă am fi vrut să luăm filială cu filială. Însă eu cred că două cauze majore au dus la insuccesul Partidului Național Liberal la aceste alegeri și nu ține deloc de munca sau de activitatea președinților de filială, chiar a primarilor de municipii, fie ei din Transilvania, din Moldova sau din sudul țării. Prima greșeală a fost aceea, și asta e o greșeală a conducerii centrale, și sigur că aici, ca și membru al conducerii centrale, pot să îmi asum o parte din responsabilitate. Nu e exclusiv responsabilitatea doamnei Gorgiu sau domnului Bolojan. Am fost o echipă de 10-12 lideri la nivel național, dar nu ca președinți de filial. Acolo chiar resping că ar fi fost în primul rând responsabilitatea lor. Prima eroare a fost aceea că nu ne-am concentrat pe un program și pe o echipă care să ducă acest program către electorat să fie credibilă. V-ați în... asumat platforma? Platforma România Eu, 100 că... este o platformă bună din punct de vedere al principiilor, dar nu ține loc de program. program. Și mai ales în condițiile în care Partidul Social Democrat a inundat cu promisiuni populiste, mincinoase, cinice, cu creștere extraordinare de salarii, cu 8 spitale, cu miliarde de euro investite în sistemul de sănătate sau în infrastructură, cu creșteri spectaculoase ale pensiilor, faptul că noi nu am venit nu numai cu o critică foarte argumentată și intensă a acestui program, dar cu o alternativă credibilă și nu ne-am nu ne concentrat pe un program de măsuri concrete, cred că ne-a costat. Și eu cel puțin am spus-o în acele zile, evident, în interior, nu în afara partidului, în timpul unei campanii electorale dar, din păcate, nu ne-am canalizat spre această direcție. Și, sigur, a doilea a doua lucru care ne-a costat a fost faptul că trebuia să fim mai convingători în relația cu Dacian Cioloș și să uh, îl convingem pe Dacian Cioloș că uh, trebuia să fie mult mai coroziv împotriva Partidului Social-Democrat și mult mai implicat în bătălia politică din timpul campaniei electorale. Sigur că era premier tehnocrat, sigur că făcuse o promisiune că nu va intra în niciun partid politic, dar era o bătălie pe viață și pe moarte cu Partidul Social Democrat. PSD l-a atacat pe dacian Cioloș și atacă guvernul tehnocrat și indirect PNL, pentru că, deși PNL nu era parte la decizia din guvern, chiar era mai degrabă PSD-ul care putea să influențeze prin domnul Dâncu sau prin alte. Mecanisme de secretar de stat care rămăseseră din timpul guvernului Ponta, prefecți, director de deconcentrate. PNL-ul a fost acela care era asociat ca și susținător. Și faptul că a început o campanie mizerabilă, mincinoasă, împotriva lui Dacian Cioloș, împotriva tehnocraților, împotriva celor veniți de la Bruxelles să lucreze în guvern, cu, mă rog, tot felul de asocieri total ne dovedite cu Săroș, cu diverse organizații internaționale, ar fi trebuit să determine nu doar Partidul Național Liberal, ci și pe domnul sus să fie mult mai coroziv și mult mai dur în a răspunde Partidului Social Democrat. Aceste două lucruri, faptul că nu am avut un program și oameni care să fie credibil și să-l promoveze, că odată ajungi la guvernare îl vom implementa. Cum parteneria dezechilibrat cu Dacian Cioloș, în care PNL-ul era total hotărât să-l susțină pentru funcția de prim-ministru, dar dumnealui era puțin rezervat în a intra în bătălia electorală și prin felul lui mai tehnocrat, mai cal, mai cu bun simț, mai ardelenesc de a fi, dar care într-o campanie electorală nu poate să ducă la succes, uh, au fost cele două motive care, pe de-o parte au făcut ca mulți dintre cei care ne-au susținut de-a lungul timpului să rămână acasă pentru că erau neconvinși că trebuie să vină să voteze PNL-ul, iar o la altă parte să meargă către o forță politică proaspătă care a fost Uniunea Salvați România și din scăderea de prezență față de locale, din împărțirea votului pe centru și dreapta și pe dreapta și dintr-o mobilizare a Partidului Social-Democrat am ajuns în situația dramatică în care Partidul Social Democrat în mod nemeritat, cu un președinte contestabil și nociv, care este Liviu Dragnea, a ajuns să obțină aproape cel mai bun rezultat de după 1992 și să domine aproape de unul singur, cu câteva voturi de la ALDE, Parlamentul României și Guvernul României, ceea ce cred că va costa România în perioada următoare. Uh, revenim puțin la subiectul de -a Cian Cioloș. Uh. Se, sau, acum nu, dar s-a rediscutat despre apropierea dumnealui de PNL și venirea lui în PNL, așa cum se discuta și înainte de alegeri, s-a discutat și acum din nou uh, cum, ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, personal, ați discutat cu Dacian Cioloș, ați negociat să vină în partid, este adevărat că a cerut direct funcția de președinte, cum se zvonește. Nu, nu este adevărat că ar fi cerut direct funcția de președinte și nici nu a existat o negociere cu domnul Dacian Cioloș. Eu personal am un dialog cu Dacian Cioloș, ne știm din Parlamentul European, dumnealui era Comisar European, ne știm chiar dinainte când era ministrul Agriculturii în guvernul liberal și eu eram inițial parlamentar, apoi europarlamentar. Și am comunicat și înainte să fie prim-ministru și în timp ce era prim-ministru și în timpul campaniei electorale și după campania electorală. Ne-am uh, întâlnit chiar și la Malta, la Congresul PP, de curând. Uh, eu am spus public și sigur că uh, poate mi-am asumat oarecare, uh, un oarecare criticism din partea unor colegi de partid foarte dezamăgiți uh, și chiar uh, destul de ostilii în acest moment uh, domnului Dacian Cioloș. Dar cred că este un principiu corect. Am spus că un om de valoare a lui Dacian Cioloș, un om care a fost comisar european un om care a fost prim-ministru și care n-a avut niciun scandal de integritate, care și-a făcut treaba în mod decent, care a încercat să facă niște proiecte consistente, chiar dacă nu foarte bine promovate din punct de vedere al imaginii, un om care are o modestie și o, uh, un bun simț în născute, uh, e un plus pentru Partidul Național Liberal. Uh, sigur că e foarte greu să vii într-un partid și imediat să fii uh, ales președinte al partidului. Nu e imposibil, nu e că nu s-ar fi întâmplat vreodată, dar evident că nu e foarte simplu și mai ales într-un partid care a pierdut niște alegeri, în care există foarte multe nemulțumiri, în care există foarte multe tensiuni, pe care le vom închide odată cu congresul din iunie și în care există mulți lideri care aspiră la funcția de președinte. Și cred că asta este o evaluare pe care a făcut-o și domnul Dacian Cioloș, faptul că n-a venit acum către Partidul Național Liberal și că a rămas pe o platformă Civică, uh, și nu înseamnă că în viitorul mai apropiat sau mai puțin apropiat, dar nu foarte îndepărtat, sper eu, nu va reevalua și nu va dori să vină alături de Partidul Național Liberal. Nu poate fi o discuție, în opinia mea, uh, legată de Congresul din iunie, pentru că mai sunt câteva săptămâni și deja lucrurile sunt în linie dreaptă. Dar. Uh, eu cred că este un om de valoare care trebuie să rămână în politica românescă. Dar i s-a propus să intre în partid efectiv și eventual să-și să creeze o echipă care să candideze la Congres? Să-i se propună să-și creeze o echipă care să candideze la Congres ar fi total neuzual și chiar nu cred că ar fi un demers care să fie acceptat. În schimb, sigur, ușile deschise ale partidului au fost reiterate și în mod particular și în mod public, că asta este foarte important, și de Raluca Turcan, și de mine ca președinte la București și secretar general interimar și chiar și de alți colegi cu care Dacian Cioloș are o relație de bună colaborare. Nu suntem doar noi, sunt primari de municipii, sunt parlamentari, sunt oameni pe care îi cunoaște și cu care domnia sa comunică. Bun, dar de ce insist? Pentru că au fost diversi lideri din partid care au spus destul de clar. Îl menționez aici pe Teodor Atanasiu care a spus clar că nu poți să vii, referindu-se la Dacian Cioloș, să ceri direct să fii în fruntea partidului. Dar Și nu, nu, vă zic sincer, sincer sigur, unele dintre aceste azi, întrebări azi, trebuie să le adresați lui Dacian direct pentru că în mod evident, el știe cel mai bine, dar din tot ceea ce știu și tot ceea ce am discutat, nu s-a pus nicio secundă problema ca de aceea în să vină cu vreo condiție că vine doar dacă va fi ales președinte al Partidului Național Liberal. Nu este vorba despre așa ceva. Poate n-a considerat a fi momentul potrivit, poate încă are o echipă cu care încearcă să coaguleze. O anumită formulă, care deocamdată nu e politică, poate deveni politică sau nu, în funcție de decizia lui și a acestei echipe, poate trebuie să mai treacă puțin timp după uh, rezultatul dezamăgitor și pentru noi și pentru el de la alegerile uh, parlamentare. Sunt foarte multe explicații, dar cred că și sper și cred uh, că va fi la un moment dat uh, un moment în care energiile noastre se vor reuni. Deci, dumneavoastră, de exemplu, susțineți ideea unificării dreptei, care, mă rog, a ieșit acum din toate discuțiile astea legate de, de acea în cioloș și cu USR și așa mai departe, în vederea, nu știu, alegerilor din 2019? De exemplu. E un subiect delicat și nu aș vrea să fac declarații care să angajeze uh, cumva Partidul Național Liberal, pentru că nu e un subiect pe care să-l fi discutat în Partidul Național Liberal. Vă spun Aici însă un singur lucru. Personal, nu, din punct de vedere. Nu nu, chiar și personal, pentru că totuși, fiind atât de important acest proiect, trebuie mai întâi să fie o discuție foarte aprofundată în interiorul PNL. Vă pot spune însă că toate forțele care nu vor să vadă România total cotropită de Partidul Social Democrat, trebuie la un moment dat să-și unească energiile. Nu trebuie neapărat să fuzioneze dacă nu vor acest lucru. Dar trebuie să se găsească pe aceeași baricadă. Pe ordonanța 13 ne-am găsit pe aceeași baricadă și în Parlament și în afara Parlamentului. În Parlament PNL și USR, în afara Parlamentului PNL, USR, Dacia în Cioloș, Mișcări Civice, site-uri de știri care poate și de informație care poate au fost critice și la adresa noastră și la adresa USR-ului, dar care au înțeles că atunci când e un pericol mult mai mare pentru mersul României înainte, pentru consolidarea statului de drept, pentru statutul european și proatlantist al României, toate aceste energii trebuie să se unească. Sigur că și la alegerile prezidențiale, cel puțin în turul 2, toți cei care nu, văd, nu vor și nu concep să vadă România condusă de un președinte venit din Partidul Social Democrat cu metehnele Partidului Social Democrat, trebuie să regăsească în spatele aceluiași candidat de centru-dreapta. Uh, un moment delicat va fi momentul alegerilor locale din 2020, pentru că dacă Partidul Social-Democrat va rămâne majoritar în Parlament și va menține acest sistem incorrect de alegere dintr-un singur tur al unui primar, uh, și sunt cazuri de primari aleși cu 25%, cu 27% din cei care au venit la vot, nu mai spun că din totalul populației pot fi 11-12%, uh, atunci, cel puțin în marile municipii dominate de PSD, E absolut obligatoriu să ne unim toate forțele, pentru că dacă ne împărțim pe 2-3 candidați de centru-dreapta, pur și simplu, în mod indirect, vom lăsa cale liberă administrației PSD să continue să conducă și să-și facă de cap. Deci vor fi momente în care vor trebui să luăm niște decizii. Că vom face diverse alianțe, că vom susține un candidat mai bine plasat în urma unor sondaje acceptate de toți, că putem ajunge chiar la fuziuni, e o discuție încă prematură, pentru că uh, nici PNL, nici USR, nici alte formațiuni politice nu au încă leadership-ul clarificat.